Video uluitor, apa care arde dacă va începe exploatarea gazelor de șist, asta veți vedea fiecare dintre voi la robinetele din fiecare casă. Sunt cuvintele de început ale unor materiale care circulă pe internet și creează adevărate isterii. Izvoare cu apă care se aprinde de la brichete sau chibrituri sunt prezentate ca fiind efectul exploatării gazelor de șist, printre imagini și izvorul Sonda 2 de la Slănic Moldova. În inima munților, izvorul nu are nimic de a face cu gazele de șist, spune primarul din localitate. Sub nicio formă, deci izvoarele au în primul rând calitatea lor curativă. Stațiunea are 200 de ani de când funcționează, aceste izvoare sunt renumite pentru efectele pe care le au, da? Pentru sănătate, și în condițiile astea cred că e o glumă referitor la gazele de șist și o exploatare. Deci chiar nu avem nicio exploatare în zonă. O parte dintre cei care vin la tratament știau de ani de zile că apa de la izvorul 2 se aprinde, iar ideea că asta ar fi consecința gazelor de șist li se pare o aberație. Nu credem așa ceva, că asta a fost și înainte, lua foc așa, și eu cred că e benefică pentru organism. Odată ce medicii o recomandă, așa pentru colicist, pentru ficat, pentru ochi, probleme digestive, nu credem că are, poate fi împotriva sănătății noastre. Știam, dacă nu știam și poate asta, poate ne sesizam și nu... Da. Dar nu știam dinainte, noi avem 7 ani de când venim aici, ne simțim foarte bine, avem probleme cu ficatul, cu ferea, cu rinichii, și ne simțim foarte, foarte bine. N-au nicio treabă gazele de șist, nici exploatările. Nu, aici nu. Alții au aflat de curând că apa se aprinde. N-am auzit niciodată, că am venit mulți ani aici, dar n-am... Nu știați că i-a făcut acolo? Nu, bun, eu am văzut mai de jos, de la asta n-am fost niciodată. Aveți brichetă? Yes. Nu, știți ce se întâmplă, vă spun eu. Are hidrogen. Se pare că, în ciuda tentativelor de manipulare, cititorii de pe net și-au dat seama că apa care arde nu are nimic în comun cu luptele de la Vaslui și chiar i-au acuzat pe autorii textelor de manipulare sau slabă documentare. Unele dintre site-uri au eliminat la câteva ore de la publicarea materialelor imaginele care făceau referire la izvoarele de la Slănic Moldova și Botoșani. Le-au lăsat doar pe cele de la Vaslui, dar și acolo e tot un izvor cu proprietăți curative, spun cei din zonă. Noi la Vaslui avem un izvor la ieșire din Vaslui, tot așa ceva. Și asta e de timpul Ceaușescu. Descoperit. Nu l-a nimeni a făcut de la el.